Feng Shui, în traducere vânt și apă, face parte din arta fizionomiei, din metafizica chineză. În trecut purta denumirea de studiul cerului și al pământului. Numele de Feng Shui este o denumire relativ recentă, de câteva secole. Prin Feng Shui pur și simplu ne mufăm, ne racordăm la mediul înconjurător. Noi oricum o facem intuitiv. Ce trebuie să înțelegem însă, că nu doar Feng Shui-ul ne ajută ne aduce un plus în viața noastră. Trebuie să ne înțelegem în primul rând destinul și acțiunea care trebuie întreprinsă. Pentru că destinul contează extraordinar de mult. În fapt, Trinitatea Cosmică spune în felul următor. Prin destin ai 33,3%, prin acțiune 33,3%, iar prin Feng Shui 33,3%. În teorie înseamnă că dacă noi avem un Feng Shui bun și o acțiune, cumva ne-am putea controla destinul. Asta spune de teoria. În practică însă lucrurile nu stau chiar așa. Ce ne interesează pe noi foarte, foarte mult este să ne înțelegem destinul. Este cel mai important. Avem destine total diferite. Putem lua N exemple. De ce, de exemplu, să luăm Bill Gates sau oricare personalitate a lumii nu are același destin cu cineva care e născut undeva într-o zonă poate mai defavorizată. De ce? Pentru că diferă foarte mult fizionomia feței și zona în care trăiește. Asta înseamnă destinul. Mai avem în planul secund, avem Feng Shui, aici spune clădirea este locul în care trăim. Noi oricum intuitiv alegem. Vrem, nu vrem, suntem cu toții practicanți de Feng Shui prin simplu fapt că îți cauți un apartament cu chirie sau îți cumperi o casă. Iar în planul 3 avem acțiunea. Fără acțiune nu există Feng Shui. Însă ce trebuie să înțelegem, că teoria spune în felul următor. Acțiune plus Feng Shui controlează destinul. În practică lucrurile stau un pic cam diferit. Și anume, odată ce mi-am înțeles cum funcționez, pot să mă concentrez pe Feng Shui-ul care să-mi aducă ce mi-am ales în acest destin. Pentru că se spune că noi nu am venit în această viață să alegem, am venit în această viață să înțelegem ce am ales și să facem ceea ce am ales. Faptul că avem un Feng Shui ușor potrivnic, asta nu înseamnă că dacă eu am în destin ceva bun, nu pot să modific acest Feng Shui. Uneori, prin simplu fapt că te muți din casă, ai modificat un Feng Shui și avem chiar o vorbă la noi, schimbi locul, schimbi norocul. Chinezul spune, schimbi o casă, schimbi un destin. Iată cât de important este Feng Shui, pentru că aici este de fapt tratamentul pe care îl aplici pentru a-ți aduce plusul în viață. Acum că ați înțeles, am să încep cu prima lecție din cursul pe care ni l-am propus să-l facem împreună și anume mediul înconjurător, unde aici vom înțelege exact ce înseamnă un mediu ostil, ce înseamnă un mediu frumos, ce înseamnă un mediu care să ne aducă un plus sau un minus după caz.